Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În videoul de astăzi ți-am pregătit taroscopul săptămânii 16-22 noiembrie 2020. După cum v-am obișnuit, taroscopul este etalarea săptămânală care o pregătesc pentru fiecare zodie în parte. Cu toate acestea, este o etalare generală, de aceea îți recomand să asculți atât pentru zodia ta, cât și pentru semnul zodiacal în care ai ascendentul sau luna natală. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, sunteți cei mai tari, vă mulțumesc pentru toate susținerea voastră, toate comentariile și like-urile voastre, mă ajută foarte mult și mă motivează să continui să creez acest conținut pentru voi. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic și poți să vezi de fiecare dată când pun material nou pe canal. De asemenea, vă recomand să mă urmăriți pe Facebook și Instagram, unde pun câte o etalare de tarot în fiecare zi. Și acum, hai să începem! Aceasta este o etalare generală. E foarte important să rețineți că eu nu prezic viitorul. Trebuie să luați din această etalare doar ceea ce se aplică pentru voi, pentru că eu interpretez potențialul energetic al săptămânii următoare. De ce? Pentru că eu consider că viitorul nu este bătut în cuie, viitorul îl facem fiecare dintre noi, în fiecare zi, prin deciziile pe care le luăm. De asemenea, cred că informația este putere și cel mai de preț cadou pe care pot să vi-l fac este să vă dau informația de care aveți nevoie, astfel încât să puteți să luați decizii informate. Indiferent dacă urmărește această etalare pentru tine, pentru partener, parteneră, pentru prieten, pentru membru al familiei, e foarte important să rețineți că noi aici nu judecăm pe nimeni, nu dorim răul nimănui și nu o să folosim informațiile pe care le aflăm în această etalare în scopuri malefice. Noi suntem o comunitate care ne susținem reciproc, dorim să creștem împreună, să evoluăm în toate planurile mental, spiritual, emoțional și fizic. Și acum, hai să scoatem mesaje pentru fiecare zodie, pentru săptămâna 16-22 noiembrie, în scopul adevărului, echilibrului și a păcii. Pentru berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător și pești. Bun. Energia care se află la rădăcina acestei săptămâni este 5-ul de bâte. Energie foarte interesantă, care ne amintește să fim precauți, să avem grijă ce începem, pentru că s-ar putea să fie o treabă mai serioasă decât ne așteptam. Bun, o să facem puțin altfel aceste etalări, vedeți că și felul în care am pus cărțile pe masă e altfel față de cum v-am obișnuit. Le-am aranjat așa cum apar și semnele zodiacale în roata zodiacului și ca să schimbăm puțin lucrurile o să mergem de la pești către berbec, o să mergem în sensul invers față de cum v-am obișnuit, față de cum ar fi normal de la berbec la pești. Dacă vreți să vă urmăriți doar pentru zodia voastră, pentru ascendentul sau luna voastră, v-am lăsat în descrierea acestui video exact minutul la care începe interpretarea pentru fiecare zodie în parte. Dacă nu-l găsiți în descriere, o să-l găsiți și în comentarii această informație. Bun, și hai să începem cu zodia pești, ascendentul sau luna natală în pești. Pentru pești, săptămâna aceasta avem soarele. Energie foarte frumoasă pentru zodia pești, lumina este aruncată asupra voastră, aveți șanse mari de reușită în orice vă propuneți în această săptămână, mai ales că este ultima săptămână în care soarele tranzitează zodia scorpionului, de unde face aspect de trigon cu zodia voastră natală, cu peștii. Sunteți susținuți de univers în tot ceea ce vă doriți să obțineți și să realizați în această săptămână. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru pești. Cum pot să folosească peștii toată această energie pozitivă, acest soare care luminează asupra lor, care pune atenția asupra lor. 10-le de săbi. Nativii din zodia pești pot să folosească această energie pozitivă, toată această energie de susținere care
îi înconjoară în această săptămână, ca să treacă peste un eveniment nefericit, să treacă peste o durere, peste o trădare, peste o ceartă, să depășească acest moment dificil din viața lor. Atenție că la rădăcina acestei săptămâni avem cinciul de bâte, care este energie foarte agitată, chiar ușor certăreață, aș spune, și peștii trebuie să aibă grijă săptămâna aceasta să nu reia acest ciclu din nou, adică aici e clar că peștii au fost răniți, au fost trădați cumva și săptămâna aceasta aveți ocazia să vă eliberați de această durere, să mergeți mai departe, doar că această poziție de superioritate pe care vă aflați, această susținere astrală, riscă să îi facă pe unii foarte îngânfați și să-și dorească să obțină răzbunare. Ori nu acesta este mesajul săptămânii, nu căutați să readuceți la suprafață elementele negative din trecut. Este mai bine pentru voi dacă pur și simplu lăsați trecutul în urmă și treceți mai departe, pentru că ce vă așteaptă în viitor este foarte frumos, este lumina solară, este rezultatul muncii voastre. Dacă aveți nevoie de un imbold vizual care să vă facă zilele mai frumoase și săptămâna aceasta mai ușoară, e recomandat să vă înconjurați de floarea soarelui. Da, e cam greu de găsit acum, dar vă puteți pune desktop pe ecran o imagine cu floarea soarelui sau pe telefon să vă puneți ca imagine de fundal un câmp cu floarea soarelui. Toate aceste elemente vizuale poate să vă ajute să treceți mai ușor și mai bine peste această săptămână. De asemenea, dacă puteți să introduceți în dieta voastră săptămâna asta semințe de floarea soarelui sau uleiul de floarea soarelui, dar nu rafinat, cel presat la rece, poate să vă ajute foarte mult pe partea de sănătate. Bun, și acum hai să trecem mai departe la Vărsător. Pentru nativii din zodia Vărsător, cei care aveți ascendentul sau luna în Vărsător. Regina de monede. Vărsătorii sunt foarte stabili săptămâna aceasta, se bucură de rodul muncilor, de confortul casei lor, știu că au acolo ceva pus deoparte în bancă pentru zile negre și sunt un exemplu de urmat pentru toate zodiile. Vărsătorii sunt mulțumiți cu ceea ce au și pe o traiectorie foarte bună de stabilitate economică, financiară, care poate să se reverse și în celelalte aspecte ale vieții lor. Hai să scoatem o carte de clarificare pentru vărsători. Pentru săptămâna 16-22 noiembrie. Încă o dată, 10-le de săbi din nou. Fantastic, ca și la zodia pești. E posibil să existe aici o legătură între pești și vărsători. Poate un pește a trădat un vărsător sau un vărsător un pește. Poate ambii ați fost trădați de o a treia persoană, nici nu știm cine e această a treia persoană încă. În orice caz, această trădare sau această supărare nu pare să vă afecteze foarte mult, pentru că voi sunteți foarte stabili, sunteți foarte mulțumiți de situația pe care o aveți și nu are rost să rămâneți blocați în această energie, în acest 10 de săbi. E posibil să vreți să retaliați, asta ne arată 5-ul de bâte de aici. E posibil să vreți să spuneți ceva acestei persoane care v-a rănit, care v-a trădat, care v-a spus anumite lucruri care nu vă convin. Dar aveți grijă că orice război verbal, intelectual, de orice fel pe care îl porniți săptămâna aceasta, riscă să degenereze într-o chestie mult mai serioasă decât v-ați aștepta. Așa că mai bine bucurați-vă voi de stabilitatea voastră, bucurați-vă de tot ceea ce ați reușit să acumulați până în prezent și ignorați haterii. Lăsați supărarea să treacă pentru că doar stă în calea abundenței voastre. Puteți să obțineți mult mai mult decât aveți până în prezent. Trebuie doar să renunțați la această durere, la această pierdere. Energie foarte interesantă și pentru vărsători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și hai să trecem mai departe la Capricorn. Pentru Capricorn avem Regina de Cupe. Capricorn e posibil să aibă de face săptămâna aceasta cu o femeie dintr-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, cu o persoană foarte emotivă, instabilă emoțional chiar, sau e posibil ca chiar un nativ din zodia Capricorn să oscileze foarte mult săptămâna aceasta între
agonie și extaz, între fericire și tristețe, între stări emoționale diametral opuse. Pentru Capricorn e posibil ca acest 5 de bâte să fie o luptă internă care se duce în interiorul vostru, de aceea este foarte important să vă controlați gândurile, pentru că doar în acest fel veți reuși să vă controlați și emoțiile. Aceste două cărți mi arată că voi singuri vă puneți paie pe focul emoțional și sunteți singurii în măsură să stingă acest foc și să vă aducă înapoi la o stare de echilibru. Hai să vedem o carte de detaliere pentru Capricorn. Ce au nevoie Capricornii să știe astfel încât să ajungă la acest echilibru emoțional pe care îl caută? Cavalerul de cupe. E posibil ca o persoană care vine către voi cu o ofertă de dragoste să vă dea peste cap în această săptămână. E o persoană care se apropie de voi furtunos, cu foarte mult entuziasm, cu promisiuni foarte mari, dar fiți atenți că exact la fel de repede cum se apropie acest cavaler de cupe, la fel poate să și dispară din viața voastră. Dacă un Capricorn caută doar o aventură, e energia perfectă săptămâna aceasta pentru așa ceva, dar mare atenție pentru că aici, cinciul de bâte, îmi arată că există o discrepanță între ce își dorește Capricornul și ce își dorește cealaltă persoană. Dacă nu vreți să suferiți, e bine să dați cărțile pe față, să fiți în primul rând onești cu voi înșivă, cu ce vă doriți și care sunt așteptările voastre de la această nouă ofertă de dragoste și pe urmă să fiți onești cu cealaltă persoană. Dacă aveți impresia că o să puteți să schimbați pe cineva, este fals. Oamenii nu se schimbă pentru alți oameni, se schimbă doar pentru ei înșiși. Acum nu vreau să mă înțelegeți greșit, acest cavaler de cupe poate să fie o persoană foarte serioasă, dar nu e garantat că va fi o persoană foarte serioasă și va trebui să îi testați seriozitatea dacă ceea ce voi căutați este o relație pe termen lung. O dilemă foarte interesantă pentru Capricorni. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie și hai să trecem mai departe la săgetători, pentru nativii din zodia săgetător, cei care aveți ascendentul sau luna natală în săgetător. Aveți 10-le de bâte. Wow, o energie foarte focoasă pentru toți săgetătorii săptămâna aceasta. V-ați asumat mai multe responsabilități decât puteți să duceți și treaba asta vă face irascibil, vă sare țandăra foarte ușor și riscați să intrați în conflicte cu persoanele din jurul vostru. Dacă v-ați asumat mai mult decât puteți duce la locul de muncă, riscați să intrați în conflicte cu colegii, pentru că vi se pare că aceștia nu-și asumă suficientă responsabilitate și că tot efortul cade asupra voastră. Dacă v-ați asumat mai mult decât puteți duce într-o relație, să intrați în conflict cu partenerul-partenera. Dacă v-ați luat prea multe responsabilități în casă, o să intrați în conflict cu membrii familiei. O energie foarte instabilă, care poate să ducă la oboseală, la surmenaj și trebuie să aveți grijă cum manevrați această energie săptămâna aceasta. Hai să vedem o carte de clarificare pentru săgetători, cum pot săgetătorii să navigheze această energie săptămâna aceasta. Marea Preoteasă. Săgetătorii au nevoie de un moment de introspecție, trebuie să vă prioritizați pe voi înșivă în această săptămână, să vă luați timp pentru voi, să petreceți timp în solitudine, să vă analizați gândurile, să vă reîncărcați bateriile și să priviți problema din alt unghi, pentru că o să găsiți rezolvare pentru orice problemă ați avea. Trebuie doar să fiți creativi și voi aveți multă creativitate. O săptămână în care vi se cere să fiți introspecți și să apelați la diverse tehnici spirituale care vă pot ajuta să navigați această energie explozivă. Puteți să meditați, să faceți yoga, rugăciunea este de asemenea o soluție, să petreceți timp în natură sau cu animalele de companie, lucruri care să vă destindă, să vă ajute să eliberați această energie nervoasă, această tensiune acumulată și să ajungeți cu bine în weekend. Asta e cel mai important. Bun, lăsați-mi în comentarii cum se aplică toată această
interpretare pentru săgetători și hai să trecem mai departe la Scorpion. Pentru nativii din zodia Scorpion, cei care aveți ascendentul sau luna natală în Scorpion, 2 de monede. Oscilați între două opțiuni, între doi parteneri, între două locuri de muncă, între două variante de a proceda. Uneori e foarte bine să ai opțiuni, pentru că asta îți dă o anumită libertate. Dar dacă nu știi pe care dintre cele două opțiuni să o alegi, asta cumva te leagă la mâini. Hai să vedem dacă scorpionii se bucură de aceste două opțiuni pe care le au în față sau sunt stresați de opțiunile posibile din fața lor. Carte de clarificare pentru scorpioni, împăratul. Da, vă simțiți puternici. Faptul că aveți multe opțiuni vă dă putere. E asul vostru din mânecă atunci când vreți să negociați ceva. Niște termeni și niște condiții mai favorabile pentru voi. Că e vorba de o relație personală sau profesională, că e vorba de un hobby, că vreți să cumpărați ceva și negociați un preț. Orice ar fi, săptămâna aceasta aveți un as în mânecă, sunteți liberi să faceți o alegere, dar e foarte important să faceți alegerea înțeleaptă și să nu mergeți prea departe cu acest as al vostru din mânecă, pentru că riscați să ajungeți la conflict. Împăratul poate să fie de asemenea un berbec, o persoană care vă susține, vă ajută, vă consiliază. Pentru cei care sunteți antreprenori, aveți firma voastră, acest împărat vă reprezintă pe voi în calitate de patron, de antreprenor. Și îmi arată că voi aveți poziția de superioritate în relație cu subordonații voștri, cu angajații voștri. Dar atenție că împăratul vă cere să fiți juști, onești și să nu profitați de poziția aceasta de superioritate pe care voi aveți asupra altora. În sănătate, săptămâna aceasta trebuie să aveți grijă la posibile inflamații, febră sau accidente care vă afectează zona capului. Energie interesantă pentru scorpion. Sunteți în control, aveți puterea și asta vă place cel mai mult. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și hai să trecem mai departe la balanțe. Pentru nativii din zodia balanță, cei care aveți ascendentul sau luna în balanță. 6 de monede. Cineva vă ajută, vă oferă suport, susținere, poate chiar susținere financiară. Dacă voi vă aflați în poziția în care puteți să-i ajutați pe alții, săptămâna aceasta ar fi bine să faceți acte de caritate, să-i ajutați pe cei împovărați cum puteți. Hai să vedem o carte de clarificare pentru nativii din zodia balanță pentru săptămâna 16-22 noiembrie. 9 de cupe. Se pare că voi sunteți acea persoană care e în poziția de a-i ajuta și pe alții și săptămâna aceasta este bine să vă analizați toate succesele, să vă uitați la tot ce ați reușit să obțineți și să fiți sinceri cu voi înșivă. Atunci când vă numărați succesele, gândiți-vă și la persoanele care v-au ajutat să ajungeți în poziția în care sunteți astăzi și gândiți-vă cum puteți să fiți și voi acea persoană care îi ajută pe alții să se ridice din condiția în care se află. Nu fiți egoiști, pentru că nu știți niciodată cine se uită la voi, cine vă observă, cine poate vă ia în calcul acum pentru o viitoare promovare. Și gândiți-vă dacă ar aprecia această energie egoistă sau ar aprecia mai mult să vă vadă mărinimoși, ajutându-i pe cei din jurul vostru, demonstrând skill-uri de leadership. Indiferent de vârsta la care vă aflați, cu siguranță puteți să ajutați pe cineva, să faceți o faptă bună. Nu trebuie să donați 1000 de euro. Puteți să vă donați timpul, ajutând un copil mai sărac care acum e obligat să facă școala pe internet și nu se descurcă. Sau explicându-i unui membru din familie mai în vârstă, care acum e obligat să lucreze de acasă și nu se descurcă cu tehnologia. Indiferent de situația voastră de viață, cu siguranță puteți să găsiți pe cineva care este mai jos decât voi și pe care puteți să-l ajutați în această săptămână. Dați mai departe și lucruri bune vor veni înapoi către voi. Aveți aceste 9 cupe care vă sunt pline. Atunci când goliți din aceste 9 cupe, din această binecuvântare,
care ați fost înzestrați, tot ce faceți este să eliberați loc pentru mai multă abundență să vină către voi, pentru mai multe binecuvântări să-și găsească drumul către voi. O energie foarte interesantă pentru balanțe. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și hai să trecem mai departe la fecioare, pentru nativii din fecioară, cei care aveți ascendentul sau luna în fecioară, avem cavalerul de săbii. Fecioarele primesc săptămâna aceasta o influență pozitivă de sextil de la guvernatorul zodiei lor, Mercur, care tranzitează de data aceasta în mișcare directă zodia scorpionului. Și asta vă face mai vorbăreți, mai liber la gură. Mare atenție la ceea ce spuneți, pentru că vorbele voastre s-ar putea să fie interpretate într-un mod agresiv și să vă găsiți inamici pe care nici nu v-ați dorit să vi creați. Pentru acele fecioare care își canalizează toate energiile în jobul lor, la locul de muncă sau în afaceri, mare atenție la cum sunteți dispuși să obțineți acest succes. Pentru că succesul obținut pe seama altora, în detrimentul altora, nu este un succes sustenabil și mai devreme sau mai târziu o să vă coste. E mai bine să vă creați aliați decât inamici în drumul vostru către vârf, pentru că altfel riscați să ajungeți în top, acolo pe poziția pe care o visați, și să vă dați seama că sunteți foarte singuri și că nimeni nu vă susține cu adevărat. Hai să vedem o carte de clarificare pentru fecioare pentru săptămâna 16-22 noiembrie. Diavolul. O să vi se pună foarte multe opțiuni în față săptămâna aceasta. Tentații, aș spune. Vă este testat caracterul, vă este testată integritatea. Exact ce spuneam, ce sunteți dispuși să faceți ca să obțineți ceea ce vă doriți? Sunteți dispuși să vă vindeți sufletul diavolului? Merită succesul acesta efemer să renunțați la integritatea, la principiile și la morala voastră? Această ofertă, această tentație care vine către voi săptămâna aceasta este foarte apetisantă, pentru că vine dinspre zodia Capricornului, da? Diavolul în tarot reprezintă zodia Capricornului. Este o altă zodie de pământ care face aspect de trigon cu zodia voastră. Deci pare să fie soluția la toate problemele voastre. Dar atenție, pare să fie soluția. În realitate, nu știu ce să zic. Citiți cu atenție toți termenii contractului. Citiți și notele de subsol și textul acela scris foarte mărunt în josul paginii, ca să vă asigurați că nu faceți o greșeală, că nu faceți alegerea greșită. O parte dintre fecioare poate să aibă de-a face cu un capricorn și o parte dintre fecioare s-ar putea să fie tentați să își înșele partenerul sau partenera de viață săptămâna aceasta. Pentru că, pentru voi, capricornul reprezintă casa 5-a, a relațiilor amoroase, dar și a relației cu copiii. O parte dintre voi s-ar putea să întâlniți tensiuni în relația cu copiii săptămâna aceasta. Atenție la cum comunicați cu partenerul, partenera, dar și cu copiii. Nu lăsați loc de interpretare, nu puneți paie pe foc, faceți alegerile corecte pentru voi. Energie interesantă și pentru fecioară, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Și hai să trecem mai departe la nativii din zodia Leu pentru ascendentul sau luna natală în Leu. Pentru voi a apărut luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor. Lei s-ar putea să aibă interacțiuni mai speciale cu un nativ din zodia pești, mai ales că pentru pești a apărut soarele, care în tarot, printre altele, reprezintă și zodia leului. Aici e posibil să existe o conexiune între lei și pești. Luna reprezintă instinctele noastre, subconștientul nostru, lucrurile pe care încă nu le conștientizăm, dar se întâmplă acolo sub nivelul conștiinței. Și am impresia că pentru lei se duce aici o luptă interioară, o bătălie internă care vă agită într-un fel în această săptămână. Lucrurile sunt neclare, nu știți ce să faceți, cum să acționați. Feriți-vă de teoria ale conspirațiilor săptămâna aceasta, pentru că o să fiți mai susceptibili decât de obicei
Asigurați-vă că beți suficientă apă. Pentru cei care locuiți lângă un râu, lângă o apă curgătoare, puteți să faceți plimbări pe malul râului, o să vă ajute să vă clarificați gândurile, sentimentele, emoțiile. Pentru cei care locuiți în străinătate, poate locuiți pe malul mării sau pe malul unui ocean, este foarte bine pentru voi săptămâna aceasta să petreceți timp aproape de apă. Hai să vedem o clarificare pentru nativii din Zodia Leu pentru săptămâna 16-22 noiembrie. La ce vă puteți aștepta? Două bâte. Relația cu străinătatea este foarte accentuată pentru lei săptămâna aceasta. Poate comunicați cu un nativ din Pești care se află în străinătate și această comunicare vă bulversează, vă bagă în ceață, nu știți ce să credeți. Sau poate voi sunteți cei care vreți să plecați în străinătate, vă tentează un loc de muncă, o ofertă, un nou început care are legătură cu străinătatea și nu știți ce să faceți, nu sunteți siguri pe voi, pentru că nu vă este clar ce statut ați avea acolo, care sunt toți termenii și condițiile acestei noi inițiative. Dacă nu sunteți absolut siguri asupra acestei oferte care vine din străinătate, că e de a pleca în străinătate sau de a porni un proiect cu cineva din străinătate, mai bine nu vă băgați în ceva de care nu sunteți 100% siguri, pentru că pentru nativii din Zodia Leu, peștii sunt casa a opta, care reprezintă toate lucrurile tabu, moartea, distrugerea, închisorile, tot ce e legat de taxe, impozite, spitale, toate lucrurile negative la care ne gândim. Plus că avem aici acest 5 de bâte, care mi se pare că dacă vă băgați în această situație acum, o să vă băgați în ceva ce vă depășește și lucrurile nu o să iasă bine pentru voi. Oricum o luăm, leii sunt pe poziția de inferioritate. Ceva vi se ascunde deliberat, nu vi se spun anumite lucruri, nu vi se dau anumite informații. Cineva încearcă să vă manipuleze. Pentru starea de voastră de sănătate, puteți să încercați în această săptămână să introduceți dovleacul sau semințele de dovleac în dieta voastră, mai ales că vine sezonul rece și dovlecii sunt peste tot. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și hai să mergem mai departe la Zodia Rac, nativii din Rac, cei ce aveți luna sau ascendentul în Rac, Marea Preoteasă. Această carte a apărut ca și clarificare pentru Zodia Săgetător. E posibil ca racii să aibă ceva de împărțit cu săgetătorii săptămâna aceasta. Marea Preoteasă reprezintă luna. În astrologie, luna tranzitează un semn zodiacal în aproximativ 2 zile și e posibil ca pentru nativii din Zodia Rac săptămâna aceasta să aveți fluctuații emoționale de fiecare dată când luna își schimbă semnul zodiacal. Adică de vreo 3 sau 4 ori o să vă schimbați părerea, opiniile, sentimentele, emoțiile în cursul acestei săptămâni. Mai ales că luna este planeta care vă guvernează pe voi. Mă aștept ca aceste schimbări să nu fie atât de dramatice cum ar fi fost pentru o altă zodie, pentru că voi sunteți cât de cât obișnuiți cu aceste fluctuații. Ca remediu naturist, puteți să încercați să consumați mai multe rodi săptămâna aceasta, iar ca remediu spiritual, să încercați să petreceți timp în solitudine, în meditație, rugăciune, yoga, plimbări în aer liber, petrecut timp în natură sau cu animale de companie. Hai să scoatem o carte de clarificare pentru raci, pentru săptămâna 16-22 noiembrie. Două săbi. Sunteți blocați. Nu vedeți adevărul pe de-a întregul, pentru că aveți șarfa aceasta la ochi care vă blochează și din nou apare această lună aici deasupra voastră care va trebui să fie ghidul vostru în această săptămână. Trebuie să vă urmați intuiția, să petreceți timp cu voi înșivă, departe de lumea dezlănțuită, astfel încât să vă puteți analiza pe de-întregul sentimentele, emoțiile și să vă puteți asculta intuiția. Atunci când în jurul vostru este prea mult zgomot, prea multă agitație, intuiția voastră nu poate să urle deasupra tuturor celorlaltor surse de sunet din viața voastră. Va trebui să găsiți o metodă să petreceți timp și în singurătate cu voi înșivă astfel încât să vă recentrați, să vă găsiți echilibru interior, pentru că
Intuiția nu vă înșală niciodată. Nu lăsați oamenii din jurul vostru să vă disturbe pacea interioară. Nu permiteți acestor agitați să vă agite și pe voi. Atunci când simțiți că începeți să reacționați impulsiv, trebuie să găsiți o metodă să vă calmați, să fiți mai cerebrali și să vă urmăriți propriul interes. Săptămâna interesantă și pentru raci, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Și hai să trecem mai departe la zodia Gemeni, pentru nativii din Gemeni, cei care aveți luna sau ascendentul în Gemeni. Pentru voi a apărut lumea, se finalizează un ciclu. Poate se finalizează un ciclu saturnian, mai ales pentru cei care sunteți în jur de 29-30 de ani. Dacă ați trecut prin finalizarea primului ciclu saturnian, săptămâna aceasta trebuie cumva să comasați toate lecțiile învățate. E posibil ca această săptămână să finalizați ceva, un proiect, o afacere, o relație, o prietenie, orice finalizați săptămâna aceasta, va fi un final fericit, un final mult așteptat, un final care face loc pentru ceva nou în viața voastră. Dacă aveți nevoie de un remediu naturist, ceaiul de păpădie s-ar putea să vă ajute în această săptămână. Bineînțeles, dacă nu contravine cu alte probleme de sănătate. Hai să vedem o carte de clarificare pentru Gemeni. Marele preot. Da, ceva se legalizează, se oficializează pentru voi în această săptămână. Parte dintre voi poate finalizați niște studii și primiți o diplomă. Parte dintre voi s-ar putea să se logodească sau să se căsătorească. Parte dintre voi veți trece de la un contract pe perioadă determinată la un contract pe perioadă nedeterminată sau de la a lucra fără carte de muncă la a fi angajați cu carte de muncă. În orice caz, ceva intră în legalitate, să-i spunem. Dacă aveți de-a face cu niște instituții, fie că vreți să obțineți o acreditare, o autorizare, un credit sau anumite documente de la instituții publice sau private, ultimele documente sau acreditări de care aveți nevoie ca să finalizați acest proiect, aveți grijă în interacțiunea cu funcționarii publici, pentru că e posibil ca emoțiile să fie ridicate și să dați de oameni mai agresivi verbal, care să vă răspundă urât. E important să vă știți propriul interes. Voi vreți de fapt ca oamenii ăștia să vă ajute să obțineți ultimele documente de care aveți nevoie. Prin urmare, vă recomand să aveți și voi un comportament în consecință. Cea mai bună lecție pe care puteți să le dați acestor oameni care sunt agresivi este să le demonstrați prin comportamentul vostru cum ar trebui să se poarte și ei. Săptămâna interesantă pentru Gemeni. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și hai să mergem mai departe la Taur, nativii din zodia Taur, cei care aveți ascendentul sau luna natală în Taur. 4 de cupe. Pentru Taur există riscul săptămâna aceasta să ratați o mare ocazie, o mare oportunitate, pentru că nu apare așa cum v-ați așteptat voi sau nu apare în ambalajul în care v-ați fi dorit voi să apară această nouă oportunitate. Dacă vă uitați atent în jurul vostru, o să vă dați seama că sunteți înconjurat de mai multe lucruri bune decât ați crede. Că universul vă tot pune în cale ceea ce aveți voi nevoie cu adevărat pentru evoluția voastră spirituală, dar voi nu sunteți capabili să identificați aceste lucruri pentru că sunteți foarte blocați în ceea ce vă doriți. Și trebuie să recunoașteți că uneori ceea ce vă doriți nu este ceea ce aveți nevoie. Și tare mi-e teamă că dacă refuzați să învățați această lecție săptămâna aceasta, în viitorul apropiat, la un moment dat, universul o să vă trimită un turn. Și atunci, cu atât mai mult, nu o să fiți mulțumiți. Hai să vedem o carte de clarificare. Asta a vrut să iasă. Bun. Pentru Taur a vrut să sară neapărat Marele Preot, care este cartea care reprezintă zodia Taurilor. Sunteți atât de încăpățânați încât nu vedeți o mare ocazie care se afișează în fața voastră. Poate să fie o mare ocazie în dragoste, doar că această persoană nu este așa cum v-ați imaginat voi, nu bifează toate căsuțele de pe lista voastră, dar dacă v-ați uita mai atent, v-ați da seama că bifează anumite căsuțe la care voi acum nici măcar nu sunteți capabili să vă gândiți.
poate să fie o ofertă de un loc de muncă care să vă aducă nu doar împlinire financiară, ci și împlinire emoțională, să vă facă să vă simțiți bine cu munca pe care o depuneți în fiecare zi, dar poate oferta salarială nu se ridică la așteptările voastre și atunci preferați să rămâneți la un loc de muncă unde vă fac o contraofertă mai atractivă, dar la care nu sunteți mulțumit cu activitatea pe care trebuie să o depuneți zi de zi. Cum ziceam, dragii mei tauri, viitorul nu este bătut în cuie, îl creăm noi prin alegerile pe care le facem zi de zi, iar pentru voi săptămâna aceasta există un risc foarte mare să faceți o alegere greșită. Și vă rog, atunci când o să vă iasă în cale ocazia să faceți o alegere săptămâna aceasta, amintiți-vă de această etalare și faceți o pauză, 30 de secunde, 1 minut, și gândiți-vă foarte bine dacă faceți alegerea corectă sau nu. Această carte a ieșit ca și clarificare și pentru gemeni. E posibil ca taurii să aibă ceva de împărțit cu gemenii săptămâna aceasta. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și hai să mergem mai departe, nu în ultimul rând, la berbeci. Pentru berbeci, în această săptămână, avem Nebunul, prima carte din tarot, un nou început. Berbecii au ocazia săptămâna aceasta să înceapă ceva nou. O relație nouă, un proiect nou, un loc de muncă nou, ceva incitant, o nouă aventură în viața lor. Trebuie doar să aibă curaj. Trebuie doar să aibă curaj să pășească de pe această stâncă, chiar dacă nu văd care este următorul pas. Pentru că acest curaj îi va duce printre stele, vedeți că stânca asta se termină aici și după aia pășești pe fiecare norișor și fiecare norișor este o treaptă, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, ca să ajungi în top, să ajungi acolo unde vrei tu să fii. Ca remediu naturist, această carte are în spatele ei bergamota, puteți să vă folosiți de uleiuri esențiale de bergamotă, de parfumuri de bergamotă sau Bach Flower Essences, sunt niște esențe de flori, puteți să le căutați pe net și să vă comandați. Cartea aceasta conține în ea și energia planetei Uranus, care momentan transitează zodia Taurului. Pentru berbeci, zodia Taurului reprezintă casa a doua astrologică, adică banii obținuți prin muncă proprie. Uranus în acest sector al existenței voastre va face niște schimbări radicale și acum este momentul în care voi puteți să inițiați aceste schimbări radicale. Să luați puterea în mâinile voastre și să decideți voi în ce direcție vreți să se îndrepte viața voastră. Oricum se va îndrepta către o mai mare stabilitate financiară dacă demonstrați curaj și inițiativă. O să vi se schimbe radical situația financiară în următorii 5 ani. Peste 5 ani nici nu o să mai recunoașteți persoana care ați fost astăzi. Hai să vedem o carte de clarificare pentru berbeci, 9 de săbii. E posibil ca acest nou început să fie impus asupra voastră de anumite evenimente nefericite care s-au întâmplat în trecut. Nu e neapărat ceea ce v-ați dori, dar este un lucru impus asupra voastră și nu mai aveți altă ieșire decât să o luați de la capăt în alt mediu, în altă relație, în altă companie, să inițiați ceva nou. Pentru că varianta veche nu mai funcționează, era o variantă foarte instabilă care vouă v-a adus doar tristețe și supărare. Dacă acest 9 de săbi reprezintă doar grijile pe care vi le faceți cu privință la acest nou început, pentru că nu știți în ce o să pășiți, nu știți în ce vă băgați, nu sunteți capabili încă să vedeți luminița de la capătul tunelului, cartea de bază vă spune să lăsați grijile deoparte, pentru că sunt nefondate. Puteți să realizați orice vă doriți, puteți să duceți la bun sfârșit orice proiect, puteți să aveți mai mult succes decât vă puteți imagina acum. Trebuie să aveți încredere în primul rând în voi și în al doilea rând în univers, în divinitate, că vă va ghida pe drumul cel bun pentru evoluția voastră. Lăsați grijile, lăsați frustrările deoparte, porniți cu dreptul în această nouă călătorie și garantat veți avea succes. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Sunt foarte curioasă ce nouă aventură încep berbecii săptămâna aceasta. Și înainte
să dați click pe următorul video. Hai să scoatem și o carte din aceste cărți oracol Puterea Gândului de Louise Hay. Bun. Hai să vedem un mesaj pentru toate zodiile pentru săptămâna 16-22 noiembrie. Un mesaj care să vă ajute în această săptămână. Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea și pacea minții. Un mesaj foarte frumos pentru toate zodiile, care ne reamintește că nimic nu este static în această viață, nimic nu este static în acest univers, toate lucrurile, toți atomii se află mereu în constantă mișcare și noi ne aflăm în constantă transformare, dar această transformare nu este una haotică, poate fi una intențională atunci când ne asumăm responsabilitatea pentru deciziile noastre, pentru acțiunile noastre, când luăm frâiele vieții noastre și o ducem în direcția în care noi ne dorim să mergem. Suntem binecuvântați cu liberul arbitru, putem să facem deciziile pe care noi considerăm că trebuie să le luăm, dar trebuie să ne asumăm și consecințele acestor decizii. Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică toată această energie pentru voi. Sper că vă place acest nou format pe care vi-l propun. Încerc să îmbin mai mult și din astrologie în etalările de tarot. Nu uita să dai un like, un share, să-mi lași un comentariu. Abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ne vedem pe Instagram și Facebook zilnic. Pa, pa!